Eu vă mulțumesc tuturor pentru șansa aceasta de a fi împreună. Așa ar arăta arca lui Noe. Poftiți! Eu v-am spus să veniți mai devreme. Mă duc să fac rost de o masă pentru dumneavoastră. Cu asemenea tradiție. Păi da, pe ce? A fost tradiția unui popor întreg. Da. Numai că nu mai păstrați dumneavoastră tot săbile. Dacă noi vorba lui... Stați. Noi suntem mai neolitici, așa? Nu că e atagat. Păi da. În timp ce alții fac crime, cu multe nonșalanțe, nu le pun nouă în seamă. Și noi aia da. Dar aia doi care fac crime sunt tot neolitici. Da. Iar cel rău și cel măgurean. Nu, pe mine m-a disimulat cum se zice, cel berevoian. Ce face Andrei? Lucrezi pentru istorie? Da. Sper că nu lucrezi pentru România Liberă. Se poate dacă România Liberă știe să se strage de la mine din dreptile mele. Asta e din birou, da? Da. Păi, dar mi-a luat mie o scrisoare de la domnul... Tot e o chestiune de cost, domnul Bernadette. Sigur. E o chestiune de cost, să nu ne... De cost? Da, sigur. Da. Nu știți bancul ăla cu... Nu știu dacă ați auzit, dar e ceva foarte amuzant. Deci un tip vine din URSS destul de deprimat, domnul, și de când cu perestroica asta nu se mai găsește nimic acolo. A, și n-ai știut tu să procedezi și se duce ăsta acolo, bineînțeles, cu buzunarul domnului și vrea o blană, îi dă băiat și uite, una pentru mine, una pentru tine și tot așa și acum a venit să arând ca să-l vadă pe Lenin. Și i-a dat banii și zice, și cum, și cu Vladimir Ilici, cum vreți să facem? Zice, să-l aducem aici sau îl duceți acolo? Așa că și nu a făcut documentul, să aici îmi dă mâna să vorbesc, că nu-s microfon. Mă dai, trebuie să știi mai bine. Nu, adică... De-aia mi-am și dat drumul, știți? Da. Le știu. Dar nici nu au fost scoase, cred. Nu știu că pe mine m-a avertizat cineva, o persoană foarte cunoscută, care Natal cunoște foarte bine. Mi-a spus, alaltăieri, domnule, fii atent, pentru că la dumneata este plin de microfoane. Iar noaptea să se umple de fii și să se cercetează și cercetează de fii. La senat? Acasă, la senat. Bine, dar dumneavoastră, din acasă, nu țineți relevante la serviciu. Nu că am potrobit și nu, dar n-am găsit nimic. N-ați găsit, dați-o tine. Nu, adică ce să vă zic, se prea poate, se poate, în toate felurile. Și culmea este că, este ca în parabola aia cu leu și șoricelul, că leu curați o vacă, după ce se trădeze să o mănânce, vine un șoricel să apuce și el o bucățică de carne și vreau început să răgnească hoții, hoții. Cam stilul ăsta suntem noi astăzi. Și ne poate și mai organizează în serviciul propriu. Da. Ce fac copiii? Nu că e mulaj, nu.
Nu cred că e de adevărat. Hai să vedem.
să vă spun două vorbe. Bine ați venit la sărbătoarea noastră. Cel care va cânta este doctorul Vasile Iacob din Sibiu. Și o să fac prezentările pentru tot cei de față, pentru că... Bine ați venit. Desigur, n-ați avut posibilitatea să auziți cine pe cine a salutat. Deci, luând-o de acolo, doctorul Iacob din Sibiu, toți cei de față, în acela care nu e prea mult pentru mine, sunt prieteni aici, pentru nu știu, domnul Dumitru Nistor din Năsăud, domnul Bill Hoggett din Anglia și soția sa, care este aici, patru oameni mai la stânga. Totuși se vede treaba că românii sunt mai la stânga. domnul Pârvu, prietenul nostru, domnul Radu Osun, doctorul și prietenul nostru și secretarul de redacție al revistei noastre, Marian Parait, doamna și ulterior domnul Chiriacescu, domnul Bulădeanu, Dan Bulădeanu, prietenul nostru de la Flacăra și Prădă cu Șubirea, domnul Mircea Herivan, unul dintre oamenii cu care în perioada cea mai grea am fost alături și a ieșuat și dânsul odată cu contemporanul, domnul Mugurel Florescu și doamna sa, doamna și domnul Alexandru Bârlădeanu, doamna Măgureanu și domnul Virgil Măgureanu, familia noului nostru consilier general, căutăm acum un consilier colonel, Mihai Pelin, fiecare președinte are consilierii săi, unul de cei mai buni gazetari din țara noastră, domnul Mironov, consilierul președintelui Iliescu. Mă rog. Deci ne-am ales fiecare cu doamna și domnul Gheorghișan, doamna și domnul Terec, doamna și domnul Burtică, doamna și domnul Dreamer, deci sunt e aproape reprezentată. Așa? Unde suntem acum? Domnul Dumitru Radu Popescu, vă rugăm să poftiți, domnul Dumitru Radu Popescu. Poftiți! Vă rugăm! Doamna Ariet Maghirescu și celălalt de la doamna Bârlădeanu, și în fine, dar nu ultimul, prietenul nostru, domnul Traian Ștefănescu și doamna sa. Aștia am fi, vă rugăm să vă simțiți bine și să trecem împreună acest moment greu al vieții mele, când împlinesc 48 de ani și plec. La mulți ani! Să rămână? Bine ați venit! Poftiți! Haideți! Să rămână? Bine ați venit! Mulți ani trăiască! Să trăiți la mulți ani! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Uite pe masă! Mulți ani trăiască! La Vreau să vă mărăm.
aici se vedea să trăiesc, și la mult mai adânci bătrânețe decât pot să-și închipuie dușmanii noștri. Să ne uităm pe toate acestea. Să cred. Da. Vreau să vă prezint cu o persoană aici care... Este... Vezi acolo? Dacă n-aș avea barba, ar semăna cu mine. Unde e Ioana? Ioana? Bine, e un ciupiț în țară. Da, sunt țară. Păi dacă e ecologia asta... Un ciupiț în țară. Ecologie, nu? Bineînțeles. Da, s-a dezechilibrat, vin sunt țările peste noi. Păi dar cum să omorâi niște ființe? Dar ce să omorâi niște ființe? Dar și alea sunt ființe? Cum să le omorâi? Sigur, și să ne omoare ele, băi. Cu blândețe ne... Hai, te ciupesc. Te ciupesc. Nu știu că ați mult mai mult să înțeleg clave. Da, la unde am venit să înțeleg. Dar nu am văzut să înțeleg că am văzut. Da. Vă rog să... Vă rog să o dați doar puțin ca să... Să fim... Aș vrea să-mi dați voi încă două vorbe. Acum eu sunt cu toți cei trei copii ai mei. Deci ea e Ana, ea e Ioana și ele Andrei. Ăștia sunt copiii mei oficial. De ce plânge copilul? Plânge că l-am mutat de pe scară. Ce copii? Bun. Confiză, Mariana. Este are Andrei. Poftiți, mergeți pe terasă. Da? Sunt prezenți aici. Nu, sau, nu v-ați gândit azi dimineață că o să fiți lângă vecinul dumneavoastră. Cine? Eu. Da? Tu pentru că ne cunoaște mai demult. Da. Am să încerc să spun de câte ceva scurt despre ce mă leagă de fiecare dintre cei de față, pentru ca să înțelegeți de ce sunteți împreună. Împreună? Da, da. Bineînțeles că tu-ți vezi titlul. Da. Deci, aici se află doamna Maghelescu, soția regretatului autor al cărții pe care, în sfârșit, o vom putea tipări, dedicată mareșalului Antonescu. O femeie care eu îi port o dragoste deosebită. I-am cunoscut și pe domnul Maghelescu și pe doamna Maghelescu târziu, relativ târziu. Dar în anii puțin care au trecut am putut cunoaște în vârf și o credință, o... poate chiar o lecție de caracter. Și acum când dumneavoastră este legatara
și a soțului dânsei. Sunt fericit să repetăm ceea ce am făcut acum 4 ani, când stăteam pe aceeași terasă, într-o singurătate, în 4, la care s-a adăugat și domnul Burtic atunci. Lângă doamna Maghirescu se află doamna Dreamer și undeva trebuie să află și domnul Dreamer. Este, nu se poate. Da? Este. De care viața m-a apropiat în mod real în ultimii, în ultimele 20 de luni, dar cu domnul Dreamer noi am jucat șah când dânsul era un tânăr campion, iar eu eram un începător în poezie. Sigur că dânsul m-a bătut. La șah? Da. De aceea, sigur, cum spune Marghiloman într-o însemnare a sa, în România nu e avantajos să ai un dușman, pentru că de îndată ce mă învingi, îți devine prieten. Odată ce m-am învins, îți devine prieten. Este cu noi un vechi prieten al nostru, un gazetar excepțional, domnul Mironov, și a venit împreună cu soția sa. Accidentele biografice, chiar că sunt în sus, chiar că sunt în jos, nu ne interesează. Azi suntem, mâine nu suntem, unde suntem, dar eu vă semnalez în domnul Mironov un basarabean care s-a îmbăiat în Oltenia și care, fiind matematician, a știut să descopere gazetăria ca pe un factor. Factor în sensul englezesc. Ca pe un lucru care face. Ca pe o îndeletnicire tranzitivă. Vorbeam chiar mai mult decât despre fiecare dintre noastre, despre domnul Herivan. Acum, dacă nu faceți un semn, nu se știe lumea. Domnul Herivan e cel cu părul vâlvoi. Și domnul Herivan era secretarul general de redacție al Contemporanului pe vremea când eu am, în 85, am fost surghiunit acolo și datorită lui Dore Popescu și dânsului am reușit să... cam târziu, domnul. Totdeauna ai venit târziu la întâlnire. Poftiți. Atâtea ori la timp încât să vină de mai. Da, da. E ca Cornel Dinu, care să mai intre, e ca și ceasurile de la muzeul din Ploiești. Sunt toate, arată totdeauna ora exactă, dar n-arată anul exact. Deci, am reușit acolo, la Contemporanul, datorită marelui nostru contemporan, Dore Popescu, și faptului că nu aveam dușmani, deși ci prieteni, ci datorită lui Mircea Crivan, să mă acomodez și să nu recur la o soluție extremă. Erau multe soluții extreme, nu era numai una. Ei, Mircea mi-a devenit prieten în această perioadă grea și tot ce se face la suferință se ține minte. A dispărut Traian. Da, bineînțeles că... Eu cu dreapta sunt aici, dar stânga lucrează acum. Da. Deci, doamna Dândușa și domnul Traian Ștefănescu sunt prezenți aici. Pentru că în perioada foarte grea prin care am trecut fiecare, am fost alături mereu. Eu cred, sincer, mai ales că nu e aici, cred sincer că bazându-se pe oameni de inteligență și de capacitate, de bună cuvință și de bună credință ca Traian Ștefănescu, mica noastră corabie ar putea fi mai ferită de necazuri. Dar, sigur, noi nu iubim prietenii pentru că sunt valoroși. E bine că sunt și valoroși, noi ne iubim prietenii și dacă își pierd calitățile, dacă devin handicapați. Dar, în cazul lui Traian, nu e vorba. El are toate calitățile, are handicapul, dar are toate calitățile. Tot într-o perioadă foarte grea, perioada aceasta, cea mai grea pentru mine, 85-89, mă întâlneam la limita județului Dâmbovița cu un om cu care mă mai întâlnisem și la limita sectoarelor din București ca să mai salvăm ceva din toate. El se numește Dumitru Gheorgheșan și este împreună cu soția aici, cu a doua soție dânsului.
Spun asta ca să nu se crede că numai eu sunt în situația asta. O soție pentru care a și pățit-o. Doctorul Vasile Iacob, vedeți că la fiecare trebuie să spun ce adevărul, meritați că toți sunt excepționali, dar așa e. Doctorul Vasile Iacob este unul dintre puținii medici acupuncturiști din lume care rezolvă surditate și alte probleme care nu se rezolvă prin acupunctură, dar este și o voce extraordinară. Și pentru mine a fost un prieten în zilele cele mai grele. În fiecare drum la Sibiu, el îmi spunea, domnule, stați liniștit că va veni o clipă că lucrurile se vor rezolva. Poftiți! Dar să te lucrezi vora Moscovei, domnul Crăciun. E normal. Se pare că zice domnul Leroy că după ora Parisului. Poftiți! De asemenea, refugiul meu în toți acești ani a fost la Năsăud, în două case, Casa Vaida și Casa Nistor. Domnul Nistor se află acolo, cu una din ficele sale, ba chiar cu amândouă. Le mulțumesc din nou acum, pentru că e mare lucru să ai cui mulțumi, să fie o punte de recunoștință pentru cei care au fost alături de mine. Nu știu cine e lângă... Da. Acolo se află familia Hoget. Dânsa este româncă, jumătate din Oltenia, jumătate din Dobrogea. S-a căsătorit cu domnul Bill Hoget, englez, jet, buget. Și... Între foarte multele acțiuni extraordinare pe care le-a desfășurat Dânsa, a fost adeverirea în Anglia a premiului Cornelius Popescu pentru traduce, dedicat acelui tânăr tragic și genial, care a tradus Eminescu din interiorul limbii române și pe care, sigur că, în gaba noastră, îl am uitat dacă n-ar fi oameni care doamna Hoger. De asemenea, Dânsa, care se numește în varianta românească Bârsănescu, vedeți cum ajunge Bârsănescu, Hoger. În drum lung. Dânsa a făcut împreună cu soțul, într-o perioadă foarte grea pentru mine, de asemenea, o operă aproape inutilă în frumusețea ei, și anume a convins nominal 10 de oameni că eu nu sunt un porc ordinar, ci din potrivă sunt un poet extraordinar. Lucru care nu e chiar așa de simplu când te adresezi unora care nu te citesc. Îi mulțumesc acum. În spatele dânșilor se află profesorul Ion Rotaru, primul critic și istoric român care a spus despre mine un lucru pe care nu l-am respins și nu îl voi respinge, și anume că sunt cel mai mare poet român în viață. A fost curajul dânsului, la care sigur că nu mulți au concurat. M-au lăsat singur cu dânsul. De altfel, domnul profesor Rotaru, fiind și un om de mare caracter, singura adunare de slăbiciune este la tenis. La mingile scurte. Acolo se află... Să ne mai întâlnim. Ne-am mai antrenat. Da, profitați de faptul că eu mă îngraș, nu? În spatele... Deci, puțin mai la dreapta, ca să mă exprim așa, se află domnul Haidu Gheozo. Care riscă, pentru faptul că s-a dat de pentru totul de partea românilor, să devină eroul negativ al presei române. Am văzut că îl înjură și pe presa de tip Express, magazin și așa mai departe, la fel ca pe mine. Da. Suntem alături. Suntem împreună. Un om curajos și un prieten adevărat. Doi oameni au scris autorităților române când a fost dat afară de la Flacăra, protestând că sunt dat afară și cerând să nu fiu scos de acolo, că e nevoie de mine. Domnul Haidu Gheozo, deci un scriitor maghiar, și episcopul ortodox din Alba Iulia, Emilian Birders. În rest, oamenii au fost ocupați. Dar dânșii au scris. Sigur că nu s-a putut face mare lucru. Dar dânșii au făcut-o. Este la sărbătoarea noastră bătrânul nostru prieten, ziaristul de... care abia acum așa arată strălucirea adevărată, Constantin Mita. Cazul aproape unic în care s-a câștigat un proces,
s-a câștigat procesul ăsta, deci la externat. Un proces care părea direct de pierdut. Ăia aveau totul, dânsul nu avea nimic decât dreptate. Păi, probabil că, într-adevăr, trăim o vreme nouă. Dacă justiția a dat dreptate domnului Mitea și nu lui Segărceanu și tuturor pilelor lui guvernamentale și judiciare, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Tudor Constantin Mitea trebuie să aibă zile să scrie tot ce are de scris, pentru că mărturile dânsului, după părerea mea, sunt extraordinare. Avem acolo pe Radu Ozun, vechi prietenul nostru, din vremea Brașovului, din vremea primelor gesturi de curaj ale lui Gheorghe Trică. El m-a dus la Gheorghe Trică, omul care mi-a spus, doamne, nu se rezolvă ședințele de partid producția, trebuie să facem producție propriu-zisă. E sigur că a fost dat la vară și Trică și Radu a trebuit să plece la Brașov, dar s-a zis asta, e scris. Sunt foarte fericit că la întâlnirea noastră de 1848 de ani, nu? Că se întâlnesc eu, este marele nostru scriitor, Dumitru Radu Popescu, care, tocmai pentru că e un scriitor de primă importanță, a pătimit foarte greu în vremea celor 20 de luni care a trecut. Eu sunt fericit că nu l-am uitat, nu l-am părăsit și nu l-am iubit mai puțin decât am făcut-o atunci când aveam un rol oficial și când astfel ținea din treabă. Eu sunt fericit că, până la urmă, el scrie și scrie extraordinar. Am publicat niște cărți în anii ăștia grei și, citindu-i câteva poezii, acum două săptămâni, domnului Burlădeanu și doamnei sale, domnul Alexandru Burlădeanu și doamnei sale, deci mă întreba, domnule, dar te-am realizat că te-ai fi închis pentru el? Și am zis, domnule Burlădeanu, eu ca eu, dar aia care mi l-au publicat, nu-mi dați seama în ce situație erau? E bine, între cei care au făcut asta și cred că se vine să mai spunem o dată, chiar dacă e plicticos. Spune lucrul care se știe, este domnul Chiriacescu și... Eu îi sunt profund recunoscător pentru că a avut curajul de a merge la bătaie cu niște cărți care oricum erau pierzătoare. Dacă nu se întâmpla nimic, glorios eram eu. Dacă se întâmpla ceva, dânsul era de afară și nu se știe nimic. De aceea, prietenia noastră cu domnul Chiriacescu este una durabilă, probabil că definitiv. În primele luni ale 1990 am cunoscut un tânăr ofițer în clădirea guvernului, care m-a impresionat prin aderența la poezia mea cea mai puțin cunoscută. Un tânăr ofițer care avea să devină procuror general adjunct al Republicii, se ocupe de cea mai îngrată dintre situații în clipa de față, de procuratorile militare, domnul Ungurel Florescu, pe care cu multă prietenie și cu multă fraternitate l-a militat în seara aceasta și sunt bucuros că avem. Capitolul cel mai important al conștiinței mele de om din ordinea vreme este cel la care mă referi în continuare. În 1965, la un eveniment important din viața României, la Congresul al 9-lea, s-au petrecut două lucruri care amândouă m-au frapat. Unu, a fost cererea lui Nicolae Ceaușescu de a se schimba soarta economiei românești, de a se mări ritmul, pentru a se depăși statul de țară slab dezvoltat, lucru care m-a impresionat foarte pozitiv. Și mai vizionat la fel de pozitiv, deși era inversul a ceea ce se spune acolo, cuvântarea domnului Burlădeanu Alexandru, care era împotriva unui iuțel prea mare, care zicea dânsul atunci, ar mușca din pâinea prezentului și ar face un foarte mare rău celor care trăiesc în clipa aceea istorică. Sigur că oamenii care nu citesc și care nu se interesează de istoria adevărată a acestei țări, nu știu asta și au tot felul de mirări. Că de ce domnul Burlădeanu prezent? Că... E bine, deci sunt 26 de ani de atunci și deși nu mi-am schimbat nici acum opțiunea în legătură cu nevoia ca într-un anumit moment să se depășească ritmul, trebuie să spun că am avut marea bucurie de a-l cunoaște îndeaproape pe domnul Burlădeanu în aceste ultime 6 luni și de a intra într-o vârstă nouă, spre maturitate și spre bătrâneție însumi, fără niciun fel de prejudecată și teamă, tocmai pentru că am avut în dânsul un mare exemplu. Dacă un om la devaloarea intelectuală și devaloarea morală a domnului Burlădeanu poate să se opună hazardului și aventurii la 80 de ani și poate avea tinerețea spirituală și
fervoare extraordinară pe care o adresu, înseamnă că noi, dacă ne ținem de propriul nostru caracter, nu vom pieri și înseamnă că avem o speranță de a trăi și mai devreme, mai târziu de 48 de ani. Este exact acea cunoscută formulă shakespeariană. Și tocmai cum ziua urmează nopții, să-ți fii credincios ție însuți. Sunt foarte emoționat că domnul Gurlădeanu și-a găsit vreme și, mă rog, și-a găsit rezervele de tandrețe de a fi prezent aici, într-o adunare de la mulți ani, pentru fiecare dintre noi și pentru unul special pe care părinții nu l-au numit Ilie. Vă dați seama ce confuzie era. Să fiu și eu Ilie, să fie și măgarul de Ilie Povescu Ilie. Tatăl meu a fost în pușcărie cu Ilie Povescu și a salvat ceva și asta înseamnă omagiu major al zilei. Dar, mă rog, au avut părinții mei inspirația să mă numesc altfel de Ilie și să îmi dea acest nume cu care să vă pot invita și să pot mărturisi emoția mea, repet, că domnul Mălăreanu mi-a încredințat câteva din marile sale gânduri despre țara aceasta și despre oamenii aceștia într-o perioadă în care toate sunt confuze. Am găsit în dânsul realmente un semn de iluminare și de semnătate. L-am ascultat cu grijă și cu dragostea care mi-aș asculta părintele ideal și foarte fericit că a venit și la ziua. Domnul Comunescu, vă întrerup. Vă rog. Mulțumesc pentru toate complimentele, dar ați uitat o calitate de-a mea, pe care o împărtășesc cu toți. Cred că suntem cu toți susținători ai flacări. Da. Mulțumesc. Sunt foarte bucuros de asemenea că profesorul Vinil Măgureanu și doamna sa se află aici. Ziceam că trăim vremuri care se apropie de normalitate și vremuri în care meserii, oricum complementare, chiar dacă într-o privință asemănătoare, pentru că fiecare dintre aceste meserii se ocupă de om, de sufletul omenesc și de lămurirea enigmelor omenești, meserii oricum complementare se apropie. Am avut în domnul Mureanu, trebuie să mă întâlnesc, nu numai un prieten, dar și o mare revelație. O mare revelație intelectuală și una morală. Sunt însă și lucruri despre care vorbim totdeauna mult prea puțin, pentru că a lăudat prea mult pe un om înseamnă a-i face un rău. Mulțumesc, deci, profesorul Virgil Măgureanu pentru că e aici, pentru că e mereu de lângă noi. Ne unește, într-adevăr, grija față de această țară, poate mai mult decât oricând. E bine, de 3 zile lucrează alături de mine, cel care a mai lucrat cândva alături de mine, unul din marii gazetari români, un foarte mare gazetar, un gazetar cam de modă veche, adică un gazetar fundamental. Și prob. Și prob, așa este. Domnul Mihai Pelin, care împărtășește cumva același destin ca și mine, el este întors în granițele de azi ale României dintr-o foarte dramatică existență în Bucovina. Eu și el suntem foarte buni prieteni, chiar când suntem obligați să luăm căi diferite. Nu ne suplinim, adică nu împărtășim toate ideile celuilalt și nici nu e nevoie de asta. Dar el este un foarte mare gazetar, asta este chestiunea foarte bună și un important scriitor serios al acestei culturi. Prietenii noștri, familia Terec, oameni care au fost totdeauna alături de noi, chiar când, datorită meseriei pe care a avut-o, să zicem, domnul Terec, trebuia să-și calce cu semnul ca să vină alături de noi și să simtă prietenul nostru. Familia Gologan, unde doamna de în spate, de asemenea, oameni extraordinari, pe care i-am simțit alături, mai ales în perioada cea mai grea. Ați văzut că s-au apropiat de noi furii, barbari,
domnul Cornel Dinu, care vin doar târziu, ocupă locul și după aia spun că e al lor. Îl salutăm pe marele sportiv și pe colegul nostru în ale scrisului. Ne bucurăm că a venit împreună cu doamna sa. Și semnalăm doar atât. Este unul dintre puținii oameni pe care i-am cunoscut eu, despre care aș putea spune că îi place să apropie și nu să despartă oamenii. Asta e o calitate care nu se observă, pentru că de îndată ce sunt prieteni, oamenii consideră că sunt prieteni prin forțele lor. Și că e normal, e natural să fie așa. Multe dintre prezențele de aici se datorează unei pledoarii persuazive a domnului Cornel Dinu, unei încăpățânări de a crede că oamenii trebuie să se unească pentru a nu se pierde totul. Una dintre cele mai strălucite avocate ale noastre, doamna Paula Iacob și domnul Iacob se află printre noi. Avem de această dată trei Iacob. Mai este unul de la Sibiu, doctor Iacob, care după ce scăpăm de îngrijirile avocățești, se ocupă de îngrijirile sănătății. Ne bucurăm mult că ați venit, doamna Iacob, și și așa de ocupată cum sunteți, ne-ați făcut plăcerea de venit. Vă rugăm să ocupați un scaun împreună cu dumneavoastră, cu soțul și cu domnul Victor Crăciun, care vorba lui Stalin, vi s-a alăturat. Șepilă în care vi s-a alăturat. Victor Crăciun, un om deosebit, iarăși aflat într-o poziție ingrată, el încearcă, poate chiar nebunia de a crede că se pot apropia țări care s-au rupt între ele. Și eu cred același lucru, dar știu sigur că va fi greu. Acolo se află și foarte bunul meu prieten, un om care a îndrăznit lângă mine și m-a pus în condiția de a îndrăzni și de a avea astăzi cu ce să mă laud, domnul Cornel Jurtica, pe care n-am cum să-l uit, pentru că atunci când era foarte greu, în anii de dinainte de 80, am făcut împreună o flacără curajoasă. Am scăpat pe cineva? Da. Domnul Dan Bălădeanu. Ce se mai spune despre domnul Dan Bălădeanu? Domnul Dan Bălădeanu este cel pe care l-am găsit la flacăra în 73. Am rămas împreună până în 85 și tot la o zi de nașterea mea a venit ca tot omul cinstit cu soția. Am îmbrățișat, am stat aici pe terasă, a venit și domnul Burtica. De acolo ne-au văzut niște băieți care se ocupau cu văzutul. Și Dan a fost dat afară de la flagă. Eu sigur fusesem dat anterior. A fost dat afară. Dan a fost dat afară în aia și prospălate. El mai. Ce să spună despre un asemenea om pe care viața mea ține nedezlipit de portretele cele mai importante ale familiei, ca pe un frate. Am zis de familia Târgu Vorbă, n-am zis, nu? Cei mai apropiați nu se văd. Familia Constantin și Carolina Pârvu. Și copiii mei. A venit și doctorul Ionescu Târgoviște, bineînțeles. Acum la urmă, nu? Poftiți. A venit cu fiica lui. Poftiți, domnul doctor. Noi vă rugăm să vă simțiți bine. A trebuit să vă cunoașteți. Știu că uneori asta durează mai mult decât totul. Dar este mare lucru să știți cu cine schimbați un gând. Contați fiecare pe fiecare și eu vă mulțumesc tuturor pentru șansa aceasta de a fi împreună. Așa ar arăta arca lui Noe. Poftiți! Eu v-am spus să veniți mai devreme. Mă duc să fac rost de o masă pentru dumneavoastră. Uitați acolo, Adrian? Nu mai e clar mai
Da, nu ce mai poate. Hai. I-ai schimbat, mă, casa, ai pus alpin? Nu. Tot peste, nu? Are 3 ore. Sau asta e cameră video? E cameră video? Cameră video. Trei zon profesori. 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 Ce să fac? Am făcut puțin. A vrut și pâine? Nu, nu. Nu, după aia pe mine. La mătușa ta în brațe. Haide, vină încoace, că vreau să mă... Am o nașă. Ce nașă? Pe hobiet? Da. Auzi, zice, am o nașă. Ce știi tu? Hmm? Da. Unde e? Doară. Să-ți dai niște lezni, frate. Ce logea. Și stară din lume, e așa. Nu poți, domnule, zice, nici pentru unul nu sunt de acord să facem niște lucruri cu clip de frecvență, pentru un moment al partid. Și cu niște înlezni care eu le fac, ca ei să facă compensarea cunoștinței respective în propria de timp și cu proiectul. Asta-i treaba mea. Haide, nu, nici pentru unul, adică de o... 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 De
Ai dreptul, de exemplu, ca să permiți ca într-un liceu în care faci îmi spune lui că într-o oră, într-un an de zi, n-au făcut o oră de scop, n-au plecat la bere, cu el care era director și dirigent al clasă. Nu că vreau aici să fac în fiecare zi, dar sunt lucruri astea utopice. Dacă s-ar putea în fiecare zi fie o oră de sport, dar nu organizați. Nu am putut să mă înțeleg greșeam. S-ar putea să am văzut 3 ore, dar așa, pentru 4 ore. Ce să întâmplă? Să stai fizică? Doar că lumea s-a convins și și trebuie să te atras. Nu s-a făcut în pace. La nivelul inspectoratului de interior. Facem noi politică, nu am văzut. Pe nebunile. Andrei, te caută tata, te cheamă tata. Ce e tata? Tata, tata. Ceva de chitară. Ceva de chitară. Costă 40 de milioane de dolari.
Nu, asta nu. Asta nu mai e. Dar aia care a citit și toți cu familia, aia era de la televiziune, era mult mai perfecționat. Așa te vezi atunci la articol, așa. O curvă! Exprimarea asta tipic comunistian, o curvă din Chișinău, l-a adormit pe cameramanul televiziunii române și i-a furat Betacamul și casetele pentru... Casetele filmate cu darea de pe Postoclu al lui Lenin. Ce-a făcut? Băiatul după ce și-a făcut acolo filmarea... Domn profesor, să știți, era curvă rusoaie, că nu era moldoven. Nu stai, cum rog, s-a dus la mășel. Că și nu calcul să spună că mașa la o carte s-a făcut. S-a luat acolo vecină și o găcită. Așa. S-au înțeles din privit, s-au plăcut. Și a făcut semne, i-a venit în cameră și mai mult de atenție la îndeplinirea idealurilor. Băiatul a adormit, nu se știe prin ce mister. Iar curva a plecat, nu în... Înțelegem că a luat Betacamul de 40.000 de dolari. Dar de ce a luat și casetele? Asta nu mai înțeleg, zici. Domnul Ioana, cum e Ioana? Are o șupă în arba. Am murit și am înviat. Totuși bine. Am murit și am înviat. Totuși bine. Urâți cât puteți și ajungeți la soluția noastră. Totuși bine. Omorâți-vă, învrăjbiți-vă, până la urmă tot veți învia. Totuși iubire. Asta e. Totuși iubire. Zilnic. Cu forța. De plăcere. Urâți. Vă urâți. Într-un târziu, nu știu cât de târziu, poate pe patul de moarte, veți înțelege că singura soluție e totuși iubire. Dacă doriți să vă iertați unii pe alții, dacă doriți să vă urâți unii pe alții, gândiți-vă la ceea ce vă spunem noi acum. Totuși iubire. Nu avem pretenția că suntem cei mai mari, cei mai tari. Suntem însă singurii care plătează pentru iubire. Totuși iubire. Un amănunt lipsit de efect imediat. O cauză pentru care am pierdut câteva luni. Și pentru care am câștigat o eternitate. Totuși iubirea. Ultima soluție, totuși iubirea. O singură soluție, totuși iubirea. Chiar când urâți, urâți cu iubire. Chiar când nu vă mai puteți suporta. Distrugeți-vă cu iubire. Killing me softly. Distrugeți cu iubire ceea ce nu vă place. Nu o faceți cu plăcere. Nu rezultă nimic din ură. Iubiți pentru a ne înțelege. Vă amintiți lozinca lui Pele când a părăsit competiția fotbalului în care era cel mai bun? Love. Totuși iubirea. Îmi pare rău că în limba română cuvântul iubire nu începe cum începe și în engleză și în americană, și în engleză și în rusă cu L. Lyubovi. Love. Iubire. Copiii imită trenul. Ti-ti-ti. Ce stă inițialele noastre? Totuși iubirea. Ti-ti-ti. O replică la tot ce citiți în sute de pagini de presă. O replică la tot ceea ce vă învață numeroase partide care se ridică la viață pe cadavrele altor partide. Noi nu vrem să omorâm pe nimeni. Uite, nu vrem să vă spunem nimic important decât că vă iubim și că am inventat pentru dumneavoastră o nouă formulă de viață. Un partid și politic și nepolitic, un partid care devine partidă, un partid care nu are niciun fel de margini. Dacă iubiți, veniți lângă noi. Totuși, iubirea. Asta e. Totuși iubirea. De la aceea din Leagăn,
și până la cel care... Ia asta vrea să spun acum, totuși iubirea. Au mâncat-o țânțarii, dar ea nu urăște țânțarii. Totuși iubirea. Așa este, totuși iubirea. Da, așa este. Ta, 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 ta. Așa spune acum. Ta, 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 ta. Pentru că ea știe că ta, 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 ta și mama, mama, din totuși iubirea, au făcut-o pe ea. O esență și un fenomen. Totuși iubirea. O melancolie și o bucurie. Totuși iubirea. O slăbiciune și o tărie, totuși iubirea. Unul și cu unul fac doi, un om și alt om fac totuși iubirea. Pe reguli matematice simple, totuși iubirea. Ce ușor e de dărâmat, ce greu e de construit. Ce ușor e să urăști, ce greu e să păstrezi iubirea. De aceea am inventat o lozincă pentru toate frontispiciile și pentru toate tainele. Totuși iubirea. V-a vorbit Adrian Păunescu, născut din iubire, ucis din iubire și înviat din iubire. Totuși iubirea.